În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Către tine, Doamne, mi-înalt sufletul, Dumnezeul meu mă încred în tine, să nu fiu făcut de rușine, ca să nu râdă de mine dușmanii mei, căci toți cei care se încred în tine nu vor fi făcuți de rușine. Dragi ascultători, iubiți credincioși, este duminica întâi din Advent, prima zi a anului liturgic și începutul unui an nou pastoral, care va fi pus sub ocrotirea Maicii Domnului. Călăuziți de ea, Maica Milostivirii, care l-a așteptat pe Mântuitorul, ne pregătim pentru celebrarea acestei dintre liturghii, recunoscându-ne păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Atotputernic, te rugăm, întărește voința credincioșilor tăi, pentru ca ieșind cu fapte bune de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăția cerurilor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Domnul cheamă toate popoarele la pacea veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Citire din cartea profetului Isaia. Ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoț, cu privire la Iuda și la Ierusalim. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi stabilit pe vârful munților și va fi mai înalt decât colinele și se vor îndrepta spre el toate neamurile. Popoare multe vor veni și vor zice, veniți să urcăm la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob.
El ne va învăța căile sale și noi vom umbla pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Va judeca între neamuri și va decide între multe popoare. Vor schimba săbile lor în fiare de plug și sulețele lor în seceri. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța războiul. Casa lui Iacob, veni să umblăm în lumina Domnului. Cuvântul Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. M-am bucurat că mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Acolo urcă triburile Domnului, după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, să aibă liniște cei care te iubesc. Pacea să locuiască între zidurile tale, liniștea în palatele tale. Dragul fraților și prietenilor mei, eu spun pace ție. De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, mă rog pentru bunăstarea ta. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, faceți aceasta cunoscând timpul în care trăim, căci este deja ceasul să vă treziți din somn. Într-adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am început să credem. Noaptea este pe sfârșite, ziua este aproape. Așadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să îmbrăcăm armele luminii, să ne purtăm cuvincios ca în timpul zilei. Nu în chefuri și beții, nu în necurății și desfrâguri, nu în certuri și gelozii, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, cuvântul Domnului. Alleluia, 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 Alleluia.
Arată-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi: cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului Omului. Căci cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau și beiau, se însurau și se măritau, până în ziua în când Noe a intrat în arcă și nu și-au dat seama, până când potopul a venit asupra lor și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci vor fi doi pe câmp, unul va fi luat, iar celălalt lăsat. Două vor măcina la moară, una va fi luată, iar cealaltă lăsată. Vegheați așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru. Dar aceasta s-o știți. Dacă ar ști stăpânul casei la care strajă vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea, fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, începem astăzi un nou an bisericesc. Este prima zi a anului nou în biserică. Poate că cel mai bine ar trebui să ne facem urări și să ne spunem la mulți ani. Anul bisericesc începe cu timpul Adventului, care pregătește pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Mii de ani l-au așteptat oamenii pe Iisus, darul făcut nouă de Dumnezeu Tatăl. Și în fiecare an retrăim această așteptare în perioada care precedă Crăciunul. Cântările, atmosfera, semnele și simbolurile din biserici ne ajută să realizăm mai ușor această așteptare. Culoarea violet în care este îmbrăcată biserica în acest timp este culoarea așteptării, o așteptare însoțită de austeritate, dar și de speranță plină de bucurie. Îngerul Domnului cântat seara sau dimineața în zori cu luminile stinse ne transpune în aceeași așteptare. Coroana de ramuri de brad cu patru lumânări care se aprind câte una în plus în fiecare duminică ne duce cu gândul la timpul de așteptare din Vechiul Testament sau la marile etape ale mântuirii. Prima lumânare simbolizează iertarea primilor oameni, Adam și Eva. A doua, credința patriarhilor. A treia, bucuria lui David. A patra simbolizează învățătura profeților care au anunțat o împărăție de iubire, de dreptate și de pace. Patru lumânări, patru săptămâni până la Crăciun, 4.000 de ani a așteptat poporul ales să vină Mesia. Duminicile Adventului ne-l prezintă pe așteptatul popoarelor. Crăciunul ne arată împlinirea făgăduințelor divine. Emanuel, adică Dumnezeu, este cu noi, smerit sub chipul pruncului plăpând din ieslea Betleemului. Ni se propune așadar așteptarea Vechiului Testament. Am vrea mult să ne aprindem de dor după Mântuitorul,
așa cum erau profeții și drepții din vechime, să privim cu ei cerul și să-L așteptăm pe Mântuitorul. Este mereu actuală chiar și pentru noi cei de azi necesitatea de a ne pregăti pentru primirea împărăției. Îi ascultăm în acest timp pe profeți. Ei ne vorbesc despre așteptatul popoarelor. Ei ne dau amănunte, ne spun locul, timpul și atmosfera în care va veni Mesia. Pe măsura trecerii timpului, îl văd tot mai aproape. Ascultându-i, simțim parcă freamătul, pasiunea și dorul cu care l-au așteptat ei pe Mântuitorul. Astăzi l-am ascultat pe profetul Isaia, care ne îndreaptă privirea spre muntele Sion, unde se află Dumnezeu. Ierusalimul era atunci cucerit și dărâmat. Evreii erau departe, în robie. Și departe de țară, ei ardeau de dorul de a merge la templu, la casa Domnului. Își aminteau cum odinioară mergeau și se rugau la templu. Și în acest context se ridică Isaia și spune că vede ziua Domnului, în care noul Ierusalim se ridică din ruine. Și vede cum toate popoarele, în pace și în înțelegere, se vor îndrepta spre acest loc. El, Domnul, va face ca oamenii să-și transforme săbiile în pluguri și lăncile în sece. Până atunci, spune profetul, haideți să umblăm în lumina Domnului. Când s-a împlinit acest timp în care mulți să se îndrepte spre Ierusalim și să fie pace? Evangheliile ne spun că făgăduințele au început să se realizeze când într-o noapte slava lui Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a auzit cântarea îngerilor: mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Reținem îndemnul profetului: până atunci, haideți să umblăm în lumina Domnului. Stalingrad, 1943. În lagărul nostru, mărturisește un prizonier, în prima noapte a Adventului ne-am adunat și am început să cântăm: dorit Mesie vino. Am făcut și o coroană pe care am prins 4 bucățele de lumânări. Le aprindeam numai pentru câteva clipe, de teamă să nu se termine. Într-una din zilele Adventului s-a răspândit zvonuri prin lagăr că un deținut știe să picteze. Acest deținut era chiar medicul nostru. Ne-am strâns mai mulți în jurul lui și l-am rugat să ne picteze ceva. Unul zicea: să ne pictezi ceva de mâncare. Altul: un peisaj din țara noastră. Altul: niște copilași care să ne amintească de cei de acasă. Văzând că părerile sunt diferite și că el nu putea împlini dorințele tuturor, l-am rugat să ne picteze ce va crede el de cuviință că ne poate aduce un crâmpei de bucurie tuturor. Cu un cărbune pe spatele unei hărți vechi, medicul nostru s-a apucat să picteze. Mai întâi, șovăind, a trasat o schiță, dar apoi, tot mai sigur pe el, a făcut să apară un portret al Sfintei Fecioare Maria cu pruncul Iisus în brațe. În ziua de Crăciun, un șir lung de deținuți așteptau să vadă ce le-a pictat medicul atâta timp în secret. Când tabloul a fost desfășurat în fața noastră, l-am privit uimiți. Am îngenunchiat ca la Betleem. Unii dintre noi au stat toată ziua în rugăciune. În mijlocul stepei rusești, rupți de foame, de frig și de boli, ne-am simțit mângâiați de chipul Fecioarei Maria, pictat cu cărbune pe spatele unei hărți vechi de medicul pictor, care era protestant. Prima venire a lui Iisus în Betleemul Iudeii, așteptarea și pregătirea celor vechi ne îndeamnă la pregătire. Însă perioada Adventului e pătrunsă și de bucuria speranței că Domnul va veni a doua oară. Gândindu-ne la prima venire,
Suntem chemați să trezim în sufletele noastre așteptarea venirii a doua a lui Hristos. În acest sens am ascultat în Evanghelia de azi îndemnul: fiți și voi gata, pentru că Fiul omului vine în ceasul la care nu vă gândiți. Cum vor fi zilele venirii lui? Ca în zilele lui Noe, spune Iisus. Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului omului. Dar de ce să mergem atât de departe? Pentru ce ne spune Iisus că e bine să ne întoarcem la potop, la arca lui Noe? La ce ne-ar ajuta? Răspunsul este dat în continuare. Precum în zilele de dinaintea potopului, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie. Aparent, nimic rău. Însă dacă întoarcem paginile istoriei, vom descoperi că oamenii de pe timpul lui Noe făceau toate acestea fără să se preocupe de Dumnezeu. Erau atât de absorbiți de pământ încât au uitat de cer. Ei trăiau ca și cum n-ar fi murit niciodată. Ca și cum ar fi avut ochii acoperiți, nu vedeau esențialul. Totul era aici, pe pământ. Imaginați-vă-l pe Noe, atent la glasul lui Dumnezeu. El nu trăia ca ceilalți. Singur, cu familia lui, s-a apucat să construiască o corabie. Cu siguranță mulți îl întrebau: ce faci, Noe? Construiesc o corabie, va veni potopul. O corabie? Unde vezi tu ploaie? Râdeau de el și îl considerau un ciudat. Ei bine, Iisus crede că noi suntem ca în zilele lui Noe. Descrierea despre ceea ce îi preocupa pe oameni este portretul exact al societății noastre de astăzi. A munci, a se hrăni, a se căsători. Și astăzi, la fel ca atunci, tindem să credem că totul este aici. Ne-am obișnuit prea mult cu această lume încât rar ne gândim la lumea cealaltă. O considerăm prea îndepărtată, prea străină de noi. Trăim versiunea modernă a potopului. Vinerea neagră, cu reducerile, o trăim cu sufletul la gură. Alergăm după promoții la cumpărături. Alegerile și dezbaterile ne situează de o parte sau de alta. Televizorul ne adoarme și ne trezește. Munca de dimineață până seara, grija zilei de mâine. Când să mai avem vreme de cer, de liturghie, de rugăciune? Gândiți-vă la un cămin de studenți, unde unul în cameră începe să se roage. Cum este considerat? Un ciudat. Deseori sunt considerați ciudați cei care se roagă. 3 milioane de oameni au semnat spunând că ei cred că întotdeauna căsătorie este între un bărbat și o femeie. Și sunt destui în țara aceasta care îi consideră ciudați, că nu merg în pas cu vremea, că au concepții învechite. Sunt țări în care copiii sunt smulși de lângă părinți și dați spre adopție altora care înțeleg familia în mod diferit. Nu-i ca în zilele lui Noe? Ba da. Într-o zi îi spuneam unui tată să-și îndemne băiatul să se pună în ordine cu căsătoria. El mi-a replicat: părinte, așa trăiesc toți tinerii, sunt alte timpuri. De fapt, transmitea aceeași idee. Eu eram ciudat că nu realizăm că trăim în alte timpuri. Mulți muncesc, mănâncă, se căsătoresc, dar în felul lor. Versiunea modernă a potopului. Câte unii se mai trezesc la 40, 50, 60 de ani și se întreabă: când au trecut anii? Cum de-au trecut așa repede? Asta înseamnă, de fapt, neveghere. Iisus ne pune în gardă tocmai împotriva acestei false apreciere a lucrurilor. El ne vizitează chiar în sânul ocupațiilor noastre cele mai obișnuite, la locurile noastre de muncă.
în casele noastre unde mâncăm, în relațiile noastre, în fiecare clipă ar trebui să fim gata pentru venire. Vegheați așadar, căci nu știți în care zi va veni Domnul vostru. Departe de a voi să întrețină un climat de frică, Mântuitorul vrea să ne știe treji, pregătiți, în așteptare. A veghea înseamnă a avea gândul la El, a fi preocupați de suflet, de lumea spirituală, a fi gata pentru a acționa. Și toate acestea sunt opusul indiferenței, opusul nepăsării, a dormirii spirituale, a celui merge și așa. Cum au trăit alții, voi trăi și eu. A veghea înseamnă să spui, e timpul să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. E timpul să fiu mai atent cu cei din jurul meu, să iubesc mai mult, să plâng mai mult cu cei care suferă. A veghea înseamnă să fim atenți la faptele noastre și să înțelegem bine ce ne spune Apostolul Paul în a doua lectură, să lepădăm faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Iunie 1983. Undeva într-o unitate militară, la Râmnicul Sărat, câțiva tineri așteptau ziua eliberării din armată. Numărau zilele și tot timpul se gândeau la ziua când vor merge acasă. Unii își imagineau cum va fi când îi vor întâlni pe cei dragi. Noaptea dinaintea zilei de 30 iunie, cei mai mulți nu au dormit. Când goarna a sunat deșteptarea, ni s-a părut cea mai frumoasă cântare, deși până atunci nimănui nu-i plăcea acest sunet de dimineață. Pentru ofițeri însă ziua de 30 iunie a fost una obișnuită. Plictisiți au venit la serviciu și așteptau să treacă orele. Pleca o serie, dar venea alta. Aceea zi, două atitudini. Soldații care așteptau, ofițerii care erau plictisiți. Fie ca Dumnezeu să ne dea acest duh al așteptării. Să-i spunem, iartă-ne că te-am așteptat atât de puțin. Fă să devenim oameni întregi care veghează, care așteaptă. Să ne fie dor de El. Să nu iubim pământul acesta mai mult decât se cuvine. Să ne dorim să fim în împărăția Lui împreună cu drepții, cu sfinții, cu cei care au plecat înaintea noastră. Să avem același dor ca primii creștini care se salutau, Maranata, vino Doamne Iisuse. O rugăciune de la breviar din aceste zile spune, te rugăm Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne harul să așteptăm cu dor venirea Lui Hristos Fiul Tău. Pentru că atunci când va bate la ușa noastră, să ne găsească veghind în rugăciune și lăudându-L cu bucurie. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Acum împreună ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să-L implorăm cu încredere să ne dea harul pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, îmbrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta prea sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru și asupra tuturor păstorilor bisericii Tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le conducătorilor de popoare dorințe de pace și ajută-i să le ducă la îndeplinire. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește cu bucuria venirii Tale inimile celor bolnavi, sărmani și părăsiți și îndreaptă spre ei iubirea și grija credincioșilor Tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne harul ca așteptarea venirii Tale în slavă să fie pentru noi izvor de fapte bune și imbold spre sfințire. Te rugăm, ascultă-ne! Primește sufletele răposaților noștri în strălucirea luminii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te cheamă și înflăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea Ta. Tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta. Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt,
Atotputernic, veșnic Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite pe care acum, vechind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, ți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru,
toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai spus apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn al păcii. Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul Mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Domnul își va revărsa binecuvântarea și pământul își va aduce roadele sale. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne încă din această viață trecătoare să iubim cele cerești și să căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.